Bună seara și bun găsit la Întâlniri Capitale, vă spune Mihaela Arion. Alături de noi în această seară se află doamna secretar de stat Rodica Nasar. Bună seara, bine ați venit la București FM. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Doamna secretar de stat, am venit în biroul dumneavoastră pentru că după această perioadă plină de evenimente, sărbători, gripă, viroză, apă, spitalele și serviciul de urgență pe care îl reprezentați la nivelul Ministerului Sănătății au fost luate cu asalt. Ce facem cu populația? Reușim să facem o campanie de educare pornind de la autorități către populație să știe când e urgență, când nu este urgență? Da, se știe foarte bine că în special în perioada sărbătorilor, numărul apelurilor către serviciile de ambulanță din București și din toată țara cresc considerabil. Noi o punem puțin și pe seama faptului că fiind o perioadă în care foarte mulți au zile libere, printre ei se numără și unii medici de familie și atunci pacienții, în loc să se adreseze așa cum este normal medicului de familie, apelează la serviciile de ambulanță sau singuri se prezintă în unitățile de primiri urgențe sau în compartimentele de primiri urgențe. Serviciile de ambulanță sunt sufocate, eu țin sigur în permanență legătura cu managerii serviciilor de ambulanțe și toți se plâng de faptul că fac față cu greu apelurilor. La fel, dacă mergem în orice spital de urgență, o să vedem foarte mulți oameni care se prezintă acolo, de multe ori pentru afecțiuni care nu ar impune prezența într-un spital de urgență. Avem cel mai apropiat exemplu, cel de la Craiova, când un aparținător a intrat cu mașina în ușa spitalului pentru că era un pacient care avea o problemă la o unghie. Da, sigur că astea sunt cazuri speciale și dorința noastră este să nu se repete acolo. Nu era el pacient, din câte am înțeles, era aparținător venit cu cineva, dar... Asta spun, pacientul avea o problemă la o unghie și aparținătorul s-a supărat atât de tare că nu a fost prioritizată unghia în fața unui infarct sau accident vascular. Da, sigur că din discuțiile cu managerii spitalelor de urgență știu și eu că se plâng de foarte multe ori, așa cum am spus și eu înainte, că sunt foarte mulți cetățeni care se prezintă pentru afecțiuni minore și în felul acesta aglomerează serviciile, unitățile de primiri urgențe în mod nejustificat. Personalul de la ambulanță, să zicem că a rezolvat problema cu mașinile atât la nivelul capitalei, cu mașinile primite sau care urmează să intre în dotarea serviciului de ambulanță București-Ilfov, iar în țară prin mașinile primite după urma licitației organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ce facem cu personalul? Este total insuficient la nivelul capitalei, cel puțin. Cred că ar trebui încă o dată și ceva ca să acopere nevoile reale. Populația depășește foarte mult numărul raportat la numărul pe care ar trebui să-l aibă de angajat serviciul de ambulanță. Pentru că v-ați referit la ambulanțe, este, din punctul meu de vedere, este o realizare. Știm că sunt câțiva ani buni de când nu s-au mai organizat licitații pentru achiziționarea de ambulanțe. Avem acum achiziția făcută de către Primăria Capitalei. Este vorba de 106 ambulanțe care, printr-un contract de comodat, vor fi date în folosință SABIF-ului, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Probabil ați participat și dumneavoastră la sfârșitul lunii noiembrie la recepția primelor 10 ambulanțe, iar celelalte urmează să vină până la sfârșitul lunii iunie. La fel, printr-o ordonanță de urgență, responsabilitatea organizării licitațiilor pentru serviciile județene de ambulanță a fost transferată către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Au fost achiziționate 1246 de ambulanțe. Un prim lot de 400 de ambulanțe au fost distribuite către serviciile de ambulanță la sfârșitul anului, în luna decembrie,
și la fel celelalte urmează să vină, la fel până la sfârșitul lunii iunie. Apropo de personalul insuficient, este o problemă pe care o cunoaștem foarte bine. Toate serviciile de ambulanță funcționează sub necesarul de personal. Problema este că dacă la Prahova, de exemplu, îmi cer scuze că vă întrerup, am auzit de o întârziere, mă rog, 29 de cazuri în așteptare la București. Ba da, au fost. A fost un incident la Mizil și au fost 29 de cazuri în așteptare. La București, sub 160-200 de cazuri în așteptare, n-am auzit niciodată. Aveți dreptate, nu de puține ori m-a sunat și pe mine doamna manager Alice Grasu și m-a informat că are nu 160, ci spre 300 de cazuri și în așa, așteptare. Da, dar de la centrul operativ pentru situații de urgență, da, că se raportează și acolo. Da, așa este. Sigur că la București vorbim totuși de singurul serviciu de ambulanță regional, Serviciul de ambulanță București-Ilfov, unde este o aglomerare urbană foarte mare, deservește un număr de populație foarte mare, dar aceleași situații, așa cum ați menționat dumneavoastră Prahova, o întâlnim și în alte județe. Adresabilitatea este mult mai mare, așa cum am menționat și la început, în perioada sărbătorilor, dar ne confruntăm, sigur, și în tot restul anului cu un număr mare de apeluri care nu pot fi onorate imediat. S-a făcut un inventar al necesarului de personal la nivel național și am avea nevoie de 500. Există o solicitare, un memorandum, dar printr-o hotărâre de guvern aprobată săptămâna trecută în ședința de guvern, s-au deblocat 200 de posturi, urmează în funcție de necesarul pe care îl primim de la fiecare serviciu de ambulanță să vedem cum le vom împărți și vor urma și alte hotărâri în așa fel încât să ajungem la acel număr de 500 de angajați în plus, absolut necesari bunei funcționări a serviciilor de ambulanță. Cam în cât timp prevedeți? Păi eu zic că anul acesta vom rezolva problema. Am spus, hotărârea pentru 200 de posturi este deja aprobată. Urmează, eu sper, cât mai repede. Ne confruntăm cu o situație aparte ca țară. Medicina de urgență este cumva la Ministerul de Interne, în subordinea pompierilor. Acum este doctorul Arafat. O să-l întreb și pe dumnealui, nu scapă neîntrebat. Dar 15-20 de ani, când probabil va ieși la pensie sau, nu știu, se va retrage, va pleca în altă parte. Cum vedeți că va fi situația medicinei de urgență rămasă la un minister de interne? Să știți că serviciile de ambulanță sunt în subordinea Ministerului Sănătății. Este adevărat că prin ordonanța 1 din 2014 s-a creat acest sistem integrat de medicină de urgență și s-a înființat departamentul pentru situații de urgență în cadrul Ministerului de Interne. Departamentul coordonează din punct de vedere operațional și serviciile de ambulanță, care sunt finanțate totuși de către Ministerul Sănătății. Eu cred că putem să găsim echilibru și din punctul meu de vedere lucrurile funcționează foarte bine. Ați invocat numele domnului doctor Raed Arafat. Să știți că în lege nu este trecut numele domnului doctor, ci este trecută funcția de secretar de stat care coordonează departamentul pentru situații de urgență. Sunt convinsă că prin eforturile atât ale Ministerului Sănătății cât și ale Departamentului pentru Situații de Urgență, acest sistem de medicină de urgență integrat va face pași înainte, în așa fel încât lucrurile să funcționeze foarte bine, indiferent de cel care ocupă funcția într-un moment sau altul. Centrul operativ pentru situații de urgență, mutat din Ministerul Sănătății la Ministerul de Interne, nu ar trebui replicat cumva și la Ministerul Sănătății pentru a avea totuși o legătură care să răspundă strict nevoilor acestui minister?
Păi noi avem o legătură. Colegii noștri de la centrul operativ sunt angajații Ministerului Sănătății. Avem o legătură permanentă. Vreau să vă spun că și eu primesc alertele în timp util din partea lor. Cunosc tot ce se întâmplă în această țară pe zona de medicină de urgență, toate apeluri, transferuri, toate cazurile, absolut toate accidentele îmi sunt aduse la cunoștință imediat, cum sunt și ei informați. Sigur că s-a pus în timp problema ca ei să funcționeze în cadrul Ministerului Sănătății, dar vă spun, pentru că am văzut și eu care sunt condițiile create în cadrul Ministerului de Interne, noi nu avem capacitatea de aparatură și de organizare acum a centrului operativ în cadrul instituției noastre. Dar relația există și funcționează foarte bine. Informarea este permanentă. S-a vorbit foarte mult despre mutarea serviciului de ambulanță în dispeceratul unic integrat, cel de la Cotroceni. Se simte vreun beneficiu adus de această mutare? A scăzut numărul apelurilor? A scăzut timpul de ajungere la caz? Dacă ați vorbit despre mutare, așa cum știți, s-a și întâmplat. Da. Eu cred că cel mai bine este superb. Se punea problema mutării serviciului de ambulanță, având în vedere că funcționează în prezent într-o clădire care este cu risc seismic. Și dacă dumneavoastră v-a plăcut ceea ce ați văzut acolo, înseamnă că lucrurile funcționează mult mai bine, că era necesar să se întâmple. Și iar apropo de condițiile în care lucrează și de progresele făcute după mutare, eu cred că ar trebui să vă vorbească cei care lucrează efectiv acolo. Da, la numărul 112 ar trebui verificat. O să fac și asta. Revin la partea cu abuzurile. Acum câțiva ani, când se punea problema unei plăți, coplată, numită pe vremea aceea, la urgență a fost respinsă clar și mi s-a părut o idee corectă. Pentru că în felul acesta ar putea să existe exagerări din partea personalului medical sau mai știu eu din ce motive. Totuși, sunt foarte, foarte multe abuzuri sau foarte multe prezentări la unitățile de primiri urgențe și centrele de primiri urgențe pentru motive total nefondate. O alergie manifestată din urmă cu 3 ani pentru care m-am gândit eu acum să merg la urgență. O durere de cap de 3 săptămâni cu care n-am fost la medicul de familie, dar vreau să mă vadă acum în secunda 0 medicul de la unitatea de primiri urgențe. Românul încă nu înțelege că există acele coduri de triaj și că personalul din aceste unități își face clar treaba și că un infarct sau un accident rutier sau că un accident vascular pune mult mai mult în pericol viața pacientului față de durerea lui, pe care, da, probabil o resimte foarte tare, în mod acut, dar nu îi afectează viața. Ce măsuri am putea să luăm împotriva acestor persoane care chiar abuzează? Așa cum v-ați exprimat și dumneavoastră, la un moment dat ați spus că românul nu înțelege, dar românul înțelege și cred că toată lumea știe foarte bine că medicina de urgență este singura care este în totalitate gratuită și acordată tuturor cetățenilor din țara noastră, indiferent dacă au un statut de asigurat sau nu. Aici mi se pare că este și problema, pentru că majoritatea celor cu drepturi nu au nicio obligație. Da, dar în momentul în care vorbim despre medicină de urgență, ne gândim la pacient, la individ și eu cred că, așa cum garantează Constituția, fiecare cetățean trebuie să aibă un drept neîngrădit la servicii medicale. Medicina de urgență este gratuită, sigur că adresabilitatea este foarte mare. Fiecare este conștient că în momentul în care ajunge într-o unitate de primiri urgențe, cineva trebuie să-i preia cazul și să îl consulte. Așa este din punct de vedere al pacientului. Ce facem cu punctul de vedere al personalului medical? Pentru că cel puțin cei din unitățile de primiri urgențe sunt absolut depășiți. Cei de pe ambulanță intră în conflict cu aparținătorii. Zilele trecute am văzut pe o rețea de socializare un medic amendat de poliție că a solicitat intervenția poliției pentru a nu fi linșat de aparținători. Și până la urmă, dacă nu a vrut de frică să depună o reclamație la poliție,
A fost tot el amendat. Sigur că domnul doctor poate să își folosească toate căile de atac și să își facă dreptate în situația asta. Poate să depună o plângere. Am spus, nu cunosc foarte bine despre ce este vorba și nu pot să mă pronunț. Este adevărat că și medicii sunt de multe ori epuizați, așa cum ați vorbit, și personalul care funcționează pe serviciile de pe ambulanțe. Eu cunosc cazuri, sunt de multe ori, sigur, ei au nevoie la sfârșitul unei ture de asistență medicală de foarte multe ori, sunt epuizați unii, pentru că am vorbit și despre o deficiență de personal, sunt nevoiți chiar să-și prelungească turele și eu cred că trebuie să avem grijă, pentru că noi toți avem nevoie de ei până la urmă. Cum îi protejăm pe cei din unitățile de primiri urgențe, unde ați văzut în ultima vreme toată lumea s-a învățat, filmează, dau filmulețul la televiziune, filmează, postez filmulețul pe nu știu ce rețea de socializare. Nu mai sunt stăpân pur și simplu pe munca lor la locul de muncă. Aveți dreptate, eu cred că trebuie protejați, dar pe de altă parte este foarte, foarte greu să stai lângă fiecare pacient care intră într-o unitate de primiri urgențe și sau să interzici intrarea cu telefoanele, e greu să-i oprești să facă lucrurile acestea. Ar trebui însă și ei să fie conștienți că acolo personalul medical chiar își face datoria, pentru că fiecare consideră că problema lui este cea mai importantă, dar dacă nu sunt primii care au acces la medicul respectiv să se gândească la faptul că toți ceilalți prezenți acolo au nevoie totuși de îngrijire, medicii sunt puțini, iar pacienții foarte mulți. Să vorbim puțin despre pregătirea personalului medical. În urmă cu câțiva ani, la cererea Uniunii Europene, au fost înființate în cadrul universităților de medicină acele facultăți de asistență medicală și moașe. Pe partea de medicină de urgență nu am auzit să existe o astfel de secție la niciuna din universitățile de stat din țară. Nu ar fi mai benefică înființarea unei astfel de secții, știu, nu ține de dumneavoastră, în colaborare cu Ministerul Educației, pentru ca personalul care iese după 3 sau 4 ani din acea facultate de stat, Universitatea de Medicină, să fie deja pregătit și titularizat, decât să se ia asistenț medical generaliști sau cine știe de pe ce specializare și să fie instruiți la locul de muncă? Da, știți că instructajul acesta la locul de muncă, așa cum v-ați exprimat dumneavoastră, este vorba totuși despre niște cursuri care se organizează cu o anumită frecvență și vorbim, așa cum ați spus, și despre o pregătire continuă a personalului care deservește medicina de urgență. Chiar am avut întrebări zilele trecute din partea unor persoane care erau interesați să participe la astfel de cursuri în așa fel încât să se pregătească pentru a activa în cadrul unui serviciu de ambulanță. Da, cred că nu m-am exprimat eu bine. În cadrul facultăților, aceste specializări, deci sunt în afară de medicină de asistență generală, sunt pe diverse specializări, pe terapie intensivă încă nu, deși și acolo ar fi trebuit, pentru că și aici este mare lipsă de personal, pe stomatologie, pe kinetoterapie, pe balneofizioterapie, să fie o specializare de sine sănătoare, de medicină de urgență. Am înțeles foarte bine, reținem ideea și vom avea discuții, sigur, și cu colegii noștri de la Ministerul Educației, cu specialiștii din cadrul Ministerului Sănătății și, de ce nu, o să punem în practică această idee. În contextul actualei anunțate epidemii de gripă, care este situația în spitalele de urgență din țară? Ați impus anumite reguli de comportament pentru medici, pentru aparținători, pentru bolnavi? Se știe foarte bine că declanșarea unei epidemii înseamnă și respectarea unor reguli care, de altfel, trebuie respectate și în situațiile în care nu se anunță o epidemie. Este vorba despre reguli de igienă pe care trebuie să le respectăm noi toți și pe care trebuie să le respecte și personalul care deservește spitalele respective. Carantina înseamnă, de asemenea, limitarea sau interzicerea accesului aparținătorilor în secțiile spitalelor.
Sper că aceste reguli sunt respectate în toate spitalele și în felul acesta virusii pot fi ținuți mai ușor sub control. Nu pot să vorbesc despre măsuri speciale pentru că acestea trebuie să existe în permanență într-o unitate medicală. Dezinfecție, măsuri de igienă ale personalului și ale pacienților. Din păcate, aparținătorii cred că aduc cele mai multe probleme în privința aceasta, pentru că nu înțeleg că programul acela de vizită este afișat cu un rost anume, nu înțeleg de ce nu au acces la persoana internată la orice oră din zi și din noapte eventual, și eventual cu diverse lucruri aduse de afară, mai mult sau mai puțin verificate. Este bine cunoscută această situație în țara noastră. Carantina însă interzice accesul aparținătorilor în secțiile spitalelor. Sunt anumite puncte în care aparținătorii, sigur, pot să, în condițiile în care au ceva de dus unui pacient, pot fi predate și personalul din spitalul respectiv face și acest serviciu. Îi mulțumim doamnei secretar de stat Rodica Nasar. Nu încheiem însă înainte de a vă reaminti. Sistemul de urgență este unul foarte complex. De aceea trebuie să înțelegem care este modul în care putem beneficia de el. Din păcate, din ce în ce mai des în ultima vreme, acest sistem este abuzat. Oamenii și mai ales de cele mai multe ori cei care nu plătesc niciun fel de asigurări de sănătate găsesc în el o soluție și îl apelează chiar când este vorba despre cazuri care nu sunt urgențe, pentru că este mai simplu, nu-i așa, să suni la 112 să vină ambulanța sau să te prezinți la unitatea de primiri urgențe, comparativ cu a face o programare la medicul de familie sau specialist în cazul celor asigurați sau a merge la o clinică în sistem privat cu plată. Așa cum știți, sistemul de urgență este alcătuit din mai multe componente. Prima componentă este accesul pacientului în sistem prin numărul 112, care în curând, pe 11 februarie, va împlini 10 ani de când îl folosim ca un număr unic de urgență. Acesta permite accesarea sistemului pentru a spune ce problemă avem, probleme medicale, dar și probleme de altă natură. Urgențe să fie! Din păcate, unii abuzează încă la acest număr, care este un număr gratuit, iar acest lucru afectează negativ pacientul real, care are într-adevăr nevoie ca sistemul să intervină. Este important și modul în care anunțăm urgența. Dacă o persoană are febră, ușor peste limita normală a temperaturii corpului, persoana respectivă sau aparținătorii trebuie să știe că nu va primi asistență în cel mai scurt timp. Prioritate vor avea întotdeauna un accident rutier, o persoană inconștientă sau o persoană cu dificultăți de respirație. Dacă se dau informațiile corect, sistemul va putea fi folosit corect și nimeni nu va muri din cauza unui apel fals sau efectuat în mod abuziv. Pe lângă serviciile de ambulanță, în România a fost creat un sistem de prim ajutor care privește acordarea primului ajutor de către pompieri, pentru că este imposibil ca la fiecare urgență să ajungă o ambulanță cu medic. Pregătirea pompierilor presupune mai multe nivele cu grade diferite de competență. Este important pentru urgență să ajungă cineva care să acorde primul ajutor. Dacă mașina cu medic nu este disponibilă la momentul respectiv, echipa de prim ajutor va duce pacientul la cel mai apropiat spital care poate acorda asistența de urgență. Echipa de prim ajutor este pregătită pentru BLS, suportul vital de bază, prima fază a resuscitării ce asigură restabilirea artificială a circulației și respirației, să monitorizeze și să transmită parametrii clinici ai pacientului, pulsul și tensiunea, către un centru unde se află un medic care va da indicațiile ce trebuie urmate în cazul pacientului respectiv, să defibrileze dacă această măsură este necesară. Dacă echipa de prim ajutor ajunge la un pacient cu durere toracică, de exemplu, îl monitorizează și transmite datele la centrul de primire a datelor, unde un medic analizează datele transmise, pune diagnosticul, iar în cazul unui infarct miocardic, de exemplu, prin sistemul numit telemedicină, recomandă măsurile de prim ajutor, precum și spitalul la care trebuie transportat pacientul pentru a fi tratat. Pentru asistență de urgență avansată, există ambulanțele cu medic tip C2 din serviciile de ambulanță și mașinile de terapie intensivă tip C1 de la serviciul SMURT.
Toate aceste mașini sunt amplasate în diferite locuri de plecare. Pe lângă mijloacele de transport terestru, există transportul aerian cu elicopter sau avion, de care beneficiază orice persoană dacă există indicații, în primul rând medicale. În zona București-Ilfov, elicopterul intervine foarte des la accidente rutiere grave. Coordonarea sistemului de urgență nu se face numai la nivel județean, ci și regional. Există un medic șef care coordonează fiecare regiune. Pacienții care urmează să beneficieze de acest serviciu aerian nu vor plăti contravaloarea transportului, misiunile având caracter strict umanitar. Instituirea la nivel național a unui protocol de triaj ar trebui să impună în rândul pacienților noțiunea de așteptare justificată supravegheată. Principala problemă cu care se confruntă serviciile medicale de urgență este în prezent lipsa de personal care se amplifică. Dincolo de problemele sistemului însă, trebuie să ținem cont de un lucru. Civilizația începe cu fiecare dintre noi. Vă mulțumim pentru atenție, o noapte liniștită!